La un stat al Uniunii Europene nimeni nu poate reacționa. Sunt state care pot să-și folosească armatele timp de 4-5 ori. Sunt state care pot rezista o lună, dar sunt foarte departe de spațiu estic, de frontiera estică. Și lucrul ăsta probabil va genera o creștere a bugetelor de apărare, abandonate în ultima perioadă. Niciun stat membru, chiar dacă e membru NATO, n-a respectat tratatul de la Washington să aibă 2,38 din buget, buget de apărare. Va trebui însă să avem o capacitate comună de apărare. Avem deja Battle Group, România are un asemenea detașament care poate interveni, dar nu avem compatibilizate forțele aeriene, nu avem standarde comune pentru forțele terestre, iar în ceea ce privește forțele navale, doar Anglia, Franța, Spania și Italia se pot considera relevante, ca având o capacitate de răspuns. Deci dacă cineva nu va mai respecta nicio normă de drept internațional, Uniunea Europeană va avea dificultăți în a-și apăra frontierele. Dificultăți generate în momentul de față de o instabilitate la sudul Uniunii Europene, de Mediterana și de Est. Instabilitatea la sud este generată de așa numita primăvara arabă, pe care europenii au salutat-o. Au salutat-o întotdeauna și unor chiar au încurajat-o în mod direct. Nenorocirea a fost că nu și-au imaginat europenii că după primăvară mai urmează 6 anotimpuri. Și așa se face că au ajuns la putere guverne formate de mișcări care erau pe lista organizațiilor teroriste, mă refer la Egipt, la Frații Musulmani, și Uniunea Europeană, care combătea terorismul, a avut de ales între a recunoaște o procedură democratică, alegerile care au adus această formulă la putere, și a le spune că nu e în regulă cu cine a venit. Nu poți să spui nimănui după un vot popular, că nu este în regulă că a ieșit un partid sau altul. Numai că Nordul, care era și un susținător de resurse, petrolul din zona Algeriei, petrolul din zona Libiei, asigurau foarte mult din resursa europeană, mai ales pe flancul sudic, acum nu mai pot face asta. Libia este în pragul scindării, necontrolabilă, celelalte state nu sunt relevante, iar Siria de 2 ani se zbate într-un război civil în care nimeni nu poate interveni. Nici NATO și nici Uniunea Europeană. Și atunci toată lumea dansează diplomatic, condamnă, solicită, cere negocieri, numai că nimeni nu are chef să negocieze. Și ultimul care a respins orice negociere este Putin. În opinia mea, ceea ce se întâmplă în momentul de față și am spus-o direct în Parlamentul European, dacă veți avea curiozitatea să vedeți luările de poziție, în urmă cu un an, le spuneam că neexistând o voință clară cu privire la viitorul Ucrainei, dacă vor să o ia sau nu vor să o ia în barcă, vor face din Ucraina un teatru de război între Uniunea Europeană și Rusia. Așa s-a întâmplat. Pentru că, din păcate, o anume aroganță de care beneficiem și noi a condiționat aderarea Ucrainei la UE de eliberarea doamnei Timoșenko. Toate rezoluțiile, toate solicitările cereau eliberarea acestei doamne fost prim-ministru, apropiată de Partidul Popular European, este partidul ei, este membru acolo, și condiționau aderarea unui popor de această situație. Evident că lucrurile au fost împinse într-un moment în care Ucraina, țară cu destul de multă tradiție naționalistă, știți cu toții foarte bine ce a însemnat naționalismul ucrainian și de partea extremei stângi, dar și de partea extremei drepte, din păcate, nu a putut să o accepte. Presiunea rusească era evidentă și ea și jucându-ne cu revoluții democratice, fie că acum 4-5 ani se chema Oranj, fie acum Euromaidan, se pare că Uniunea Europeană nu va face decât să ajute o țară să se destrabe.
alt destin, Ucraina nu are. Poate rămâne o parte aceasta din nordul nostru și partea spre Polonia într-o formulă de acceptare de către Uniunea Europeană, fără dubiu, în opinia mea, Rusia își va lua fostele teritorii înapoi, cum a făcut-o cu Crimea și cum probabil o să facă cu regiunea industrializată din Est, Harkov, Donbass, Donetsk, vor fi acolo. Marea problemă va fi ce se va întâmpla pe frontiera noastră directă. Probabil după Crimea urmează Transnistria. Și eu am spus-o public, nu m-am ferit de lucrul ăsta, dacă noi vrem să salvăm Moldova, trebuie să o salvăm fără Transnistria. Moldova nu poate face față, în momentul de față, unui conflict direct cu Rusia. Rusia, după destrămarea Uniunii Sovietice, și-a creat o perdea de conflicte înghețate care să-i permită să le dezghețe când dorește și când se simte puternic. Acum Rusia se simte puternică pentru că are o lume globală cu probleme economice în primul rând, dar și de legitimitate democratică și își realizează vocația imperială. Dacă am reușit într-o politică coerentă să salvăm Moldova și să-i accelerăm parcursul european și să știți că asta facem la Bruxelles, raportorul pentru extindere este un coleg al nostru liberal. Eu, din păcate, cu care ar fi trebuit să iau acest dosar, n-am putut-o face, pentru că serviciile românești, vă aduceți aminte, cu 4-5 ani, mă urmăreau tot timpul când mergeam la Chișinău și era o chestiune de vulnerabilitate a mea, dacă aș fi fost raportorul Uniunii pe Moldova. Am preferat ca domnul Watson, care este și un bun prieten al Partidului Național Liberal, să ajute Moldova din poziția de raportor, cu noi alături. Dar marea problemă, după părerea mea, va fi pentru România atunci când Rusia va face primul pas spre curile Dunării. Atunci există riscul să avem frontieră comună cu Rusia. Și cu toată sinceritatea vă spun că, în opinia mea, lucrul ăsta se va întâmpla. Dacă ceva și-a dorit Rusia în această situație, și-a dorit două lucruri. Să aibă frontierele direct cu Uniunea Europeană, ceea ce schimbă paradigma de negociere, să-și închidă Marea Neagră și să-și securizeze accesul Mediterana și de aici la Atlantic, pentru că altfel ar fi avut o cale mult mai lungă de făcut, și să descurajeze statele riverane, pe noi și pe Ucraina, de a ne exploata resursele de gaz și de petrol din Marea Neagră. Pentru că va fi foarte dificil pentru noi, pentru orice companie străină, oricât ar fi de puternică, să vină și să exploateze aproape de insula Șerpilor cu trupe rusești alături. Rusia știe foarte bine că această situație îi va permite să se joace în continuare cu politica energetică, politica de constrângere. 34% din resursa Germaniei de petrol este generată de Rusia. E foarte greu să spui nu, sancțiuni, închid conflict, când tu ai resurse doar pentru 7-8 luni și n-ai garanția că vei avea în 7-8 luni altă alternativă de resurs. Asta va însemna că trebuie să-ți modifici opțiunea energetică. E adevărat că lucrăm pe energie verde în toată Europa, lucrăm bine și în România, dar nu ne poate ajunge această energie pentru toată economia pe care o avem. Mai puțin România, dar mai mult statele industrializate, de tip Germania și Franța. Deci tot acest șantaj al resurselor, care va mai dura, în opinia mea, destul de mulți ani, noi ne-am culcat pe ureche și am zis că nu mai durează petrolul decât vreo 20-30, dar vă amintiți, acum 10 ani, 2030, sfârșitul petrolului. Toată lumea se bucura că va scăpa și de presiunea arabă, va scăpa și de presiunea rusească, n-am scăpat și probabil nu vom scăpa, că resursa există pentru multe, multe zeci de ani de acum încolo. Iar costurile pentru schimbarea formulei energetice globale a tuturor economiilor sunt foarte mari. Deci jucăm pe ceea ce avem. Ca atare, toată această situație securitară a prins Uniunea într-o postură delicată. Nici România nu face excepție de la acest
statut delicat al ei. Economia, după părerea mea, nu este o economie sustenabilă. 3% creștere economică înseamnă probabil ceva export mai accentuat, dar ar fi interesant să vedem care este structura acestei creșteri și cine exportă și ce exportă. Părerea mea este că vine din resursele României produse în afară. Economia nu are convergență. N-am avem niciun fel de creștere de bunăstare, pentru că asta înseamnă creștere economică solidă și sustenabilă. Nu avem, din păcate, nicio viziune cu ceea ce vrem să facem. Opinia mea este că dacă Uniunea Europeană știe unde vrea să meargă și unii vor să meargă spre o schimbare de tratat în 2016, care să dea posibilitatea unor state membre să schimbe sistemul de vot, să nu mai avem consens, să avem majoritate, ceea ce va pune, în opinia mea, România într-o situație marginală, mult mai delicată decât este acum, pentru că nu are decât un vot, așa, are un vot care contează într-o formulă de consens, dar într-o formulă de majoritate va conta din ce în ce mai puțin. Iată de ce cred că toată lumea are o problemă de schimbare de situație, de schimbare de lume și aceste alegeri devin foarte importante. Devin foarte importantă pentru viitorul Europei. Părerea mea este că într-o lume care deja conturează schimbări de putere. Dacă 20 de ani am considerat cu toții că lumea e unipolară, Statele Unite sunt marea putere, unii vorbeam admirativ sau reproșând Statelor Unite că tind să devină jandarmul mondial, în momentul de față deja avem mai mulți jandarmi care vor să-și discute supremația mondială. Acest bloc asiatic devine din ce în ce mai pregnant în decizie. China, alături de Rusia, de India, de Coreea de Sud, Japonia, care a văzut că se atașează destul de mult formule asiatice, își poate crea și ea o uniune, asta este și viziunea lui Putin, o uniune euroasiatică din care să facă parte nu numai fostele state membre, ci dacă se poate, într-o formulă să adere și China, ea devine foarte importantă. Pentru că ea are peste 5 miliarde de cetățeni și o piață economică de 5 miliarde. Una e 5 miliarde, alta este 500 de milioane. Și alta ar fi 10 sau 20 de milioane. Iată de ce, după părerea mea, Uniunea Europeană este condamnată să rămână împreună.